Gheorghe Lazar, cel cunoscut astăzi ca Sfântul Gheorghe Pelerinul, s-a născut într-o familie de oameni simpli, dar gospodari în județul Alba. De mic s-a dovedit un om cu credință deosebită. Mergea la muncile câmpului, însă avea grijă să se roage ori de câte ori să-i veau câteva clipe libere. De multe ori aceștia îl găseau retras și se, se închina, aveau un mod anume de a se închina stând cu mâinile ridicate către cer, Atât de mult cei ce i plăcea psaltirea, încât citind-o, a învățat-o pe de rost. Astfel încât el mergea, călătorea, ținând psaltirea la braț și o rostea. Într-o zi rostea toată psaltirea. S-a căsătorit la 24 de ani și a avut 5 copii. Și-a iubit familia, însă nu a putut să renunțe la credință. Așa că a plecat într-un pelerinaj în Țara Sfântă. La peștera Sfântului Xenofont. Pusnicul care viețuia acolo îi transmite uh, moșului Gheorghe, cum îl știa toată lumea, moșului Gheorghe Lazar că în viață el nu va ajunge călugăr, însă va obișnui să călătorească, să călătorească mult prin, prin lume și va fi un exemplu pentru, pentru ceilalți din jurul său aici și-a dat seama că toată viața o va dedica bisericii. Acolo. Uh, își pune sie însă și un legământ, acela de a umbla toată viața desculț și cu capul descoperit. Motiv pentru care, încă de la, de la vârsta de 40 de ani, 30, 30 ceva, 40 de ani, el până ce trece la cele veșnice, la vârsta de 70 de ani, el a umblat fie iarnă, fie vară, zilnic, desculți și cu capul descoperit. Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul vor ajunge la Iași vineri și vor sta alături de racla Sfintei Cuvioase Parascheva până la sfârșitul pelerinajului.